Mii de români ar putea să primească de la stat numai puțin de 3.000 de euro, în cazul în care îndeplinesc câteva condiții. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au anunțat că programul de susținere a cultivatorilor de tomate în spațiile protejate va continua și în anul 2019. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi sau întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare. În cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente, sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă pe durata programului de susținere a produsului tomate în spații protejate. În anul 2019 după îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute. De acest sprijin financiar pot beneficia producătorii agricoli, persoane fizice care dețin atestat de producători emis în baza legii numărul 145 per 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, valabil până la data plății ajutorului de stat. Producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituie potrivit potrivit ordonanței de urgență a Guvernului numărul 44 per 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, producătorii agricoli, persoane juridice. Persoanele care vor să acceseze acest program trebuie să întrunească următoarele condiții. Să dețină o suprafață cultivată de tomate în spații protejate de minimum 1000 de metri pătrați, marcate la loc vizibil pe care să se găsească inscripția programului și numele beneficiarului. Să obțină o producție de minimum 2 kg tomate pe metru pătrat. Să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere. Să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției. Pentru obținerea sprijinului solicitanții înregistrați în registrul unic pentru accesarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificația obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene respectiva municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate până la data de 27 decembrie 2019 inclusiv.